Filmul între Chin și Amin aduce în prim plan torturile din închisoarea Pitești, aplicate de comuniști intelectualilor și tinerilor care apărau credința și care nu aderau la Partidul Comunist. Proiecția este un omagiu adus tuturor victimelor din închisorile comuniste. Toma Enache, regizorul acestui film, ne-a prezentat motivele pentru care a ales să realizeze o astfel de producție cinematografică din fonduri proprii și sponsorizări. Cum ați ajuns să realizați acest film? Ce inspirație ați avut? Tache Rodaș, George Cușa, oameni care au supraviețuit, Octavian Bjoza, Ionel Baurceanu, oameni care au pătimit acolo, m-au inspirat să fac acest film alături de Elena Enache și Eugen Cojocariu. Vreo 3 ani am scris la acest scenariu, ne-am documentat, am aflat lucruri uluitoare. În perioada aceea a fost închisă o mare parte din elita României și mă bucur că am putut să fac acest film. Care au fost chinurile facerii acestui film? Ce dificultăți ați întâmpinat? În primul rând financiare și după aceea zile de filmare la Jilava, în apă, mucegai, condiții foarte grele. Actorii au suferit, dar toți și-au dorit să facă acest film și să dea tot ce pot ei ca să facem un film cât mai bun. Spunem un adevăr dureros din istoria recentă a României și cred că toți cei care vin sesizează acest lucru și pleacă cumva conștienți că acea perioadă a fost una din cele mai oribile perioade și nu trebuie să mai repete. Povestea tragică a filmului, care a adus la lumină terifiantul experiment de la Pitești, a impresionat și a emoționat publicul până la lacrimi. Cum ți s-a părut acest film? Cred că un film necesar pentru informația care a fost dată și sunt poate mai în temă decât mulți cu privire la multe atrocități care s-au întâmplat. Pot să zic că din punct de vedere al credinței, Richard Wurmbrand, care a fost un deținut pe motiv religios, poate cea mai marcantă persoană pentru mine, nu a fost amintit, din păcate. A fost amintită o carte pe care el a scris-o cu Dumnezeu în subterană și cred că multă lume trebuie să afle, cât mai multă lume, dacă nu toți, fiecare român ar trebui să intre în contact cu astfel de informații, pentru că e o istorie și riscăm să o repetăm dacă nu o cunoaștem. Extraordinar! Deci, și mă bucur foarte mult că a făcut un film artistic ca să ilustreze ce s-a întâmplat și pentru noi care nu am fost născut în generația care a suportat comunismul. Filmul a fost foarte frumos și foarte marcant. Îmi pare rău că nu am ajuns chiar de la început. Ca și idee generală, mi-a rămas în minte forța oamenilor care au fost puși în astfel de situații. La final, aplauzele necontenite au deschis sesiunea de întrebări și răspunsuri. Filmul a fost premiat la Florence Film Awards drept Best Director Feature Film. Turneul filmului continuă în țară. În 25 noiembrie va avea loc o proiecție specială a filmului la București.